Bună ziua, numele meu este Alexandru Sâncescu, sunt Data Analyst BT Provider și Tableau Certified Associate. Astăzi vreau să vă arăt cum puteți să evitați acel amalgam de linii din partea de jos a dashboardului. Practic, ce vedem acum e un dashboard cu situația profitului în Statele Unite, pe state și mai jos evoluția celor state în timp. Și deseori poți să vedeți genul ăsta de dashboard-uri în care, ok, selectăm două state și le comparăm foarte bine. Dar când nu selectăm nimic, vedem nebunia aceasta de linii. Putem evita asta dacă facem acțiunea să excludă, dar atunci nu mai vedem linia de agregat care ne-ar da, să zicem, evoluția Statelor Unite. Cum am putea, de exemplu, să selectăm câteva state și să le vedem, dar și când nu se selecta nimic, să vedem agregatul. Și totodată, un alt lucru care ar fi util ar fi, de exemplu, să nu lăsăm un user să selecteze 20 de state, pentru că nu va înțelege nimic din acele state, ci maxim 5, să zicem. Facem asta, mai întâi recreăm sheet-urile și apoi vă arăt cum să faceți. Ok, prima oară să recreăm situația pe Statele Unite, așa că o să luăm country la detail, state la detail și profit pe culoare. Ok, și obținem exact sheet-ul de înainte și dăm drumul la labels. Ok, îl numim pe acesta profit by states. Bun, și acum putem crea evoluția noastră, așa că o să luăm order date, o să dăm right click și o să ne uităm la month continuous și o să facem profitul pe rows și obținem linia cu evoluția profitului agregat pentru pe Statele Unite. Dacă acum aș aduce state la culoare, obțin același amalgam de linii și vrem să evităm asta. O să facem un calculated field în care să-i spunem să ne afișeze status sau un agregat în funcție de o limită pe care o vom seta noi. Ca să setăm această limită, avem nevoie de un parametru. Creăm parametrul, o să-l numim states threshold, va fi integer și să zicem maxim 5 state. Ok, îl obținem aici. Și acum creăm calculated field, care o să-l numim conditional state. Și va fi formula următoare, e fixed, de count distinct state, fixed-ul, egal ca threshold-ul nostru, atunci state, else. Ok, ce face formula asta? Practic, dacă numărul nostru de state la nivelul întregii surse este mai mic ca statele din threshold, atunci afișez numele statului. Altfel afișez un all, care înglobează pe toate, dacă ar fi mai mult. Ok, și-l obținem aici, îl alegem la culoare și avem all acum la culoare. Și o să avem acest sheet profit evolution. Și acum să recreăm dashboard-ul. Facem un dashboard, îl lăsăm pe automatic, mă interesează momentan, și aducem state și evoluția. Și trebuie să mai aducem parametrul. În text o să fie parametrul adus înainte de aduce în dashboard. Ok. Da, ca să vedem câte state avem la threshold. Bun. Și acum dacă selectez profit by state și mă duc pe al treilea buton, îl folosesc ca filtru. Și acum dacă selectez alte state, observ că profitul e filtrat, dar nu mi-apare la legendă numele statului selectat. De ce? Pentru că formula noastră conține un level of detail, iar level of detail nu sunt afectate de filtre normale, cum este și acțiunea dintr-un dashboard. Și acolo să ne întoarcem în sheet-ul de profit evolution și această acțiune o să dăm add to context. Și acum vedem California. Dacă selectez mai multe state, le văd pe astea 3. Dacă selectez mai mult de 5, cât am limita, văd de fapt rezultatul agregat al acestor selecții. Și dacă nu selectez nimic, văd agregatul pe întreg pe Statele Unite. Și așa putem controla granularitatea și putem și restricționa un pic userul ca să nu vadă un curcubeu aici. Mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, nu uitați să ne scrieți.